Vă salut! Astăzi vreau să vedem castraveții care cresc de... Nu mai reușim să le stăm în urmă. I-am dat sâmbătă după ață, astăzi e duminică și a fost un pic de vânt cu ceva timp în urmă și s-o cam răsturnat pe aici. Vreau să vă arăt un pic cum se prezintă și... Să vă spun și un tratament contra tripsului, care la mine a funcționat foarte bine. Haideți să vedem un pic cum arată. O să vedem prima dată SV și după aia mergem dincolo la Romara. Mare atenție! Eu nu sunt un expert în agricultură. Nu am... Nu știu ce experiență, am 6 ani de când practic agricultura, să zicem așa, în solarii și în câmp. Așa că eu vă arăt ce fac eu, ce probleme întâmpin, ce tratamente încerc, nu trebuie să faceți ca mine. Acest canal nu este... un canal profesional, să zicem așa, sau pentru cei care știu totul. Deci sunt, e un canal pentru începători care sunt la primele arme. Vă dezvălui problemele mele, vă arăt cum fac, mă documentez și eu, mai am multe de învățat. Așa că eu nu m-am considerat niciodată expert, că dacă eram expert, nu aveam probleme în culturi, să zicem așa. Deci aici avem SV4097. Acum a început să înflorească, de ieri, mai bine. Vreau să-l conduc în felul următor. O să elimin aici toți lăstarii. O să-ți îndoară fructele la fiecare nod. O să mă duc pe tulpina principală. Nu știu mai în sus dacă o să aleg să mai las la lăstari fructe, una sau două fructe după care să infund. Momentan mă duc doar pe tulpina principală și elimin toți lăstarii, țin doar fructele. Nici mustățile astea cred că nu o să le mai elimin, le las așa. Deci așa arată SV4097. O să mergem și dincolo să vedem și Romara F1. Aici avem Romara F1 plantat cu aproape o săptămână mai târziu. Și el încep să apară flori tot mai multe. O să-l conduc în același mod și pe Romara. O să elimin lăstarii și o să țin doar tulpina principală și castraveciorii.
am avut o problemă, să zicem așa, am găsit trips la o săptămână și ceva după plantare. Am găsit trips și am aplicat un tratament cu laser și Sivanto Prime, 5 ml de laser, 5 ml de Sivanto Prime la 10 litri de apă și a funcționat destul de bine combinația. Aici am pepeni. La pepene tot așa o să mă duc, las flori și elimin lăstarii, tulpina principală și probabil că mai în sus o să-l înfund. Deci au o evoluție foarte bună, cresc minunat, repede. Să vedem acum cum o să fie. N-am mai cultivat niciodată în solar pepene. Aici am schimbat, am pus niște castraveți pentru că eu tăiat coropișnița. O să vedem care e mai productiv. Romara sau SV? Probabil că SV o să câștige. Deci cam așa stă treaba cu castraveții. Eu v-am spus, nu mă consider un profesionist, nu vin să vă dau detalii. Eu vă arăt ce fac. Eu mai vă ascult și comentariile voastre, în sensul le analizez și pun în practică. Eu zic că tot timpul avem de învățat. Deci chiar dacă cultivi o viață, eu cred că încă mai sunt secrete de descoperit. Mai asta e încă mult de învățat. Aici, unde mă aflu eu, să zicem așa, nu sunt foarte avantajat nici de vreme. Îs primăveri mai reci. Îs oscilații mari de temperatură, să zicem, zi-noapte. Da, și poate nici solul nu mă ajută așa de bine, așa că întâmpin destul de multe dificultăți. Da, încet, încet o să le remediem. Deci cam asta am vrut să vă arăt. V-am spus și tratamentul care l-am făcut, care a funcționat foarte bine. Să văd acum cu ce o să continu. Probabil că o să continu cu nim. Am fost ocupat într-o perioadă și am cam scăpat tratamentul cu nim și o cam dat dăunătorii. Ăla trebuie dat săptămânal ca să stai liniștit. Funcționează foarte bine. La roșii n-am avut probleme, nu cu insectele, nu am musculiță, nu am trips, nu am
paianjen sau știu ce alt dăunător. Deci acolo chiar nu mișcă nimica. Nici la albine cred că nu le place nimu. Da. Deci o să intrăm pe rod și următorul cred că o să mă duc săptămânal așa cu Nim și să vedem ce se întâmplă. O să vă țin la curent. Bun, mulțumesc că mă urmăriți, nu uitați de like dacă v-a plăcut. Noi ne vedem cu nou material. Numai bine!